Nota 3. Vreau și eu o aripioară! Salutare, oameni buni! Astăzi... Auzi, nu te mai freca stânga-dreapta, cât scârții scaunul, ți-am să-ți luăm altul. Salutare, oameni buni! Astăzi încercăm ultimele mese ale criminalilor. De fapt, nu le încercăm, Mia le încearcă, ea habar nu are ce, o așteaptă, am gătit, am fost la cumpărături toată dimineața și, efectiv, e oribil ce au făcut acești criminali, dar e ok pentru că măcar avem mâncare. Asta este partea a doua, pentru că mi-a făcut toată tipul ăsta de videoclip și v-a plăcut atât de mult încât ați mai cerut încă unul, doar că de data asta am adăugat eu un twist și Mia trebuie să dea notă la mâncare și să ghicească dacă acel criminal este femeie sau bărbat înainte să vorbesc eu. Ok. Ok. Ok, să-i dăm bătaie. Eu o să mă pun aici pe margine și o să-mi pun laptopuțul ca să citesc. Și tu o să stai aici și o să mănânci. Uh-huh. Da? Ok. Te-am văzut că l-ai scos din buzunar. Asta e problema ta. Trebuie să închid ochii? Da. Ești gata? Da. Zic că nu e un tort, te rog. Nu e un tort. De data asta nu am tort. Miroase bine. Aud suc? Nu e suc. Hai vrea tu să fie suc. Ok, da, deschide ochii. Ah, I like this. Dar stai, ce e asta? E un hamburger fără nimic în el decât carne. Oh. Și asta? Cafea. Fără zahăr, fără nimic. De ce mă urăști? Stai tu, dă o notă! Așa, ăla este piure, doar că ăla e piure făcut ca la mine acasă, cu vegeta, cu unt, cu de toate. Nu știu cum îl fac neapărat la american, dar... Dar stai puțin, trebuie să dau o notă înainte să mănânc? Nu, după ce mănânci. Ai zis, dă-mă notă! Dă-mă notă! Nu, înainte să mănânci, înainte să zic ce care... Ce să dau notă? Dai notă la gen ce ar fi, nu trebuie să guști. Că probabil nu are exact același gust ca în America, îți dai seama. Dar, lasă-mă să zic ce e în farfurie. Avem un hamburger, fără absolut nimic în el decât carne, un piure care e făcut ca la mama acasă, un rulou cu scorțișoară pe care abia aștept să-l mănânc eu și o cafea simplă fără zahăr, fără absolut nimic americano. Ah, deci de-aia mi-ai zis să nu mănânc, ca să-l mănânci tu? Haide tu, hai! Nu poți dai notă după ce zic criminalul, pentru că după aia tu ai judeca această mâncare după criminal, tu trebuie să o judeci ca ultima masă, gen. Ai înțeles? Ah, ok, am înțeles. O să-i dau nota 4 pentru că eu nu aș mânca așa ceva. Adică dacă aș fi să aleg, n-aș mânca așa ceva. Cine mănâncă un burger fără nimic înăuntru, doar cu carne? Și piure și ceva dulci și cafea, fără zahăr. Eu nu știu de ce te-ai riscat, ți-i nu-ți place cafeaua nici dulce. Am crezut că mă minți. De ce te-ai minți? Ok. Ce crezi că este, femeie sau bărbat? Este un bărbat. Un bărbat. Doar un bărbat poate să aleagă așa oribilitate. Criminalul în serie care a cerut această masă este nimeni alta decât Rhonda Bell Martin, o femeie criminală în serie. Ea este cunoscută ca fiind anihilatoarea de familii. Băi, doamne, nu e amuzant, mi s-a părut amuzant, așa. Ea și-a ucis propria mamă, 2 soți și 5 din cei 7 copii pe care îi avea, da, copiii ei, cu o travă pentru șobolani. Și ăsta este un fun fact, nu știu dacă știi, dar dacă mănânci o travă de șobolani, are gust de... scorțișoară. Dar știam pe una care și-a omorât vreo 10 soți. 10 soți? De unde ai avut 10 soți, măi, femeie? Era una, nu știu, de la tine de... A, da, Catherine Knight, așa, doamne! Aia, nu știu. Așa. Așa. Te las să ghicești care a fost motivul? Motivul pentru că voia banii lor. Banii copiilor. Banii soților și... Păi dacă erau căsătoriți, oricum avea cum ar veni banii lor. Bine, are logică ce zici, dar nu, asta e motivul. Îți mai dau o șansă și după aia zic eu care e motivul. Ok, era geloasă. Pe copii? Și pe copii și pe soț. Și pe mamă? Pe care mamă? Păi și-a omorât și mama, tu.
Ok, lasă că zic eu. Da. Ea și-a omorât membrii familiei pentru că iubea să primească felicitări cu sper să te faci mai bine și de asta de simpatie, știi? Că felicitări de astea pe care le primești când ești bolnav sau când îți moare cineva. Da. Și îi plăcea atenția. Și de asta îi ucidea pe rând pentru că de fiecare dată venea lumea la ea și... Who does this? I know, right? Avea mare grijă și punea mult efort la mormântări și a îngropat pe toți unul lângă altul într-un mormânt privat cumpărat de ea, dar unul foarte mare, unul lângă altul. Iar al cincilea soț, care era și fiul ei vitreg... Wait a damn minute. Al cincilea fiul soț... Fiul ei vitreg și soț... Doamne, așa ce-a făcut? Este unul din supraviețuitori, dar a fost lăsat paraplegic, adică fără să-și poată mișca picioarele. Pentru că și el a fost otrăvit, dar a rămas fără picioare. Oh my god, that's bine, fără, so bad. Fără să poată să-și miște picioarele, înțeles ideea. El e cel care a alarmat autoritățile și ea a fost executată pe 11 octombrie 1957 prin scaunul electric. Oare știe că... Avea o Biblie în mână și recita psalmul. Ea a cerut ca, virgulă, corpul ei să fie dus la un laborator de științe ca oamenii să afle de ce a comis aceste lucruri oribile. Ce proastă! Ce proastă! Ia și mănâncă, îți place? Pot să vezi că trebuie să mănânci din fiecare chestie. Ok. E piure, ce să nu-ți placă la el. Mai mergea niște unt. Ia tu cu mâna. Acum mă gândesc numai la treaba aia de șobolan. Asta e carne de vită. E de vită, promit. Sec, e sec. Dacă mă vedeți că înghit așa un sec, e pentru că e sec. Am dat o grămadă de bani pe chestia asta cu scorțișoară. Da, cât ai dat? Vreo 3 lire. De ce? Ce că erau bune. Ok, închide ochii bine. Poți să deschizi ochii. Ce-mi plac astea. Ăsta nu prea îmi place. Da, el a luat așa mic. Bine, și n-am găsit o doză mai mare de atâta. Deci, avem în față o găleată cu pui de la KFC, după care avem creveți prăjiți. Doar că m-am enervat foarte tare la ei pentru că m-am dus la Asda, la Lidl, la Tesco, la Aldi, m-am dat bătută, am cumpărat creveți normal ca să-i fac eu acasă și după aia am intrat în Home Bargains ca să iau farfurii de alea de pușcărie. N-am găsit farfurii de pușcărie, dar am găsit creveți. Cartofi prăjiți, un Diet Coke, care mi se pare cea mai oribilă chestie pe planeta asta, cine a inventat-o, vă rog frumos, luați-o înapoi, și niște căpșune fresh, mai am în bucătărie, să știi, doar că n-am vrut să umplu masa cu ele. Superbă. Trebuia să ne îmbrăcăm, în... Căcat! Cereți partea a treia și ne îmbrăcăm. Cumpărasem costume de prizonier și de judecător. That's so sad. Vrei să ne schimbăm acum la mijloc? Lasă. Data viitoare. Lasă. O să-i dau o notă, o să-i dau nota 8.50. 8.50? 8.50, pentru că îmi place KFC, îmi plac cartofi prăjiți, îmi plac creveții la nebunie. Nu prea îmi place cola aia, okay. Și căpșunele... Da. Dacă nu era Diet Coke, cred că te dai un 9, este? Corect. Da, ok. Vrei să ghicești femeie sau bărbat? Bărbat. Da, ai dreptate. Poți să încep să mănânci dacă vrei. Așa, ăsta este de fapt unul din cei mai ciros... Bine, nu mânca de fapt, pentru că trebuie să vorbesc. Așa, mâncăm împreună amândouă, că și mie mi-e foame. Ăsta este unul din cei mai ciros criminali pe minți criminale. Și încă n-am avut curaj să-l fac pentru că este atât de oribil și atât de complex și cred că o să-l fac peste un an, pentru că nu. Hai, ghicește! Deci nu e Jeffrey Dahmer că l-ai făcut. Da. Nu este Ted Bundy că l-ai făcut. Aha. Ramirez ăla. Nu. Ramirez? Romeros? Nu, cred că era Ramirez, da. Ăla tot așa. Da, așa. Nu e ăla. Nu e ăla. E cineva mare. E cineva mare. E un criminal de ăsta foarte... Hai să-ți dau un indiciu. A fost în... Adică nu el a fost. A fost American Horror Story, un sezon, l-a avut. Gen, a fost inspirat după acest criminal. Care sezon? Da, de Freak fapt, Show. Degeaba zic, da. Gata, știu. Știu. Îți zic? Bine.
John Wayne Gacy, probabil îl știi. Ăla am vrut să zic. El este clovnul din American Horror Story Freak Show. Și nu o să te trec prin tot ce a făcut, pentru că este extrem de oribil și este foarte mult, dar trebuie să zic că a răpit și a agresat cel puțin 33 de băieței și bărbați. El îi ademenea prin faptul că era clov, după care voia să le arate un truc de magie care consta în a-și pune victimele în cătușe ca după să comită oribilele crime. Înainte să îi lase fără suflare, le zicea: "Ăsta o să fie ultimul truc." Oh my god. That's so bad. That's so bad. 26 dintre victime au fost îngropate sub casă, iar pe 9 mai 1994 a primit aprobarea să iasă la picnic în curtea pușcăriei împreună cu familia lui. A cerut să vorbească cu un preot să-i dea binecuvântarea să moară, lucru pe care l-a și făcut și a fost executat prin injecție letală, dar fi pe fază. Tubul prin care a trebuit să primească doza s-a înfundat, așa că a fost o mică amânare și pe 10 mai a murit. Afară erau în jur de 1000 de oameni care sărbătoreau moartea lui. Vrei să ghicești care au fost ultimele lui cuvinte? Ăsta va fi ultimul truc. Nu, nu, dar să știi că nu ai fi prima persoană care crede asta. Ultimele lui cuvinte au fost: să mă pupați în fund. Dar era și mare, adică da. Avea ce să pup. Eu știu că asta nu este acolo, dar eu am adus un sos de la KFC. Să rămână. Ce bune sunt astea. Wow. Ai pus vegeta. Cred că John Wayne Gacy n-a avut vegeta pe cartofi prăjiți. Îți bun cartofii. Fii atentă. Iar Gerula, nenea de la KFC, să-mi dea pulpele cele mai mici. Și a zis: bine ți le da. Asta chiar sunt de la KFC? Da! Ce ai crezut, că mi-a dat doar găleata? Auzi, dar în România au aripere de astea la KFC? Cum vrea, bă? Au și la Mac, dar noi n-avem aici. Vreau și eu o aripioară! Da, dum la dum la da. Da, dum la dum la da. Da, dum la dum la da. Nu-mi plăcea de John Wayne Gacy, dar pentru că a adus această masă la noi în casă, tot nu-mi place de el, dar mulțumesc. Săruna pentru masă, John. Acest miros. Miros, ai zis? Da. Da, deschide ochii. I like pizza. Două felii de pizza. Asta a fost o femeie care era la dietă. Ce e ăsta? Ceai negru? Cafea. Două câini, fără zahăr. Două felii de pizza cu brânză. Nota 5. De ce? Pentru că nu-mi place cafeaua, dar îmi place pizza. Cu brânză. Okay. Ai zis femeie, da? Femeie. Era bărbat. Gary Michael Haydnick a fost unul din inspirațiile pentru filmul Silence of the Lambs, sau cum îi știm noi în română, Tăcerea Meilor. Știu că tu nu l-ai văzut, dar este un film extrem de oribil și extrem de clasic, de altfel pentru cine l-a văzut. Hai să zic ce a făcut, vrei? Da. El a răpit și a agresat 6 fete, le-a ținut captive într-o groapă săpată de el în beci și a ucis 2 dintre ele. Pe una dintre ele le-a dezmembrat. A pus bucățile în pungi și le-a pus în frigider cu un bilețel deasupra pe care scria: mâncare pentru câini. I-a gătit coastele în cuptor și a fiert capul într-o oală ca după să îi amestece carnea cu mâncarea câinelui. Ce crezi că a făcut cu mâncarea câinelui? A mâncat-o el. Nu. A dat-o la vecin. Nu. A dat-o la câini. Nu, a dat-o victimelor care încă erau în viață în beci. Eu. Știi cum a fost prins? Da. Cum? L-a văzut cineva că ducea un corp în beci. Nu. A lăsat-o pe una din victime să-și viziteze familia, cu condiția să se întoarcă înapoi acasă. Who does this? Cine se întoarce înapoi? S-a dus direct la poliție. Obviously. Trebuia să zic că tata e polițist. Tu știi cine-i tata? Nu tu știi cine-i tata, mă. Dar eu nu vreau să beau cafea. Trebuie să guști. Cine bea cafeaua așa? Se zice că oamenii care beau cafeaua așa, simplă, fără zahăr, fără nimica, au viață dulce. Tu crezi că e adevărat? Eu beau cafeaua foarte dulce, asta înseamnă că viața mea e amară. Da. Supărat. Sunt doamne. Supărat. Nu știi era ce? Așa tu. Da, cum era? Era supărat. Supărat sunt, doamne, iară supărat. Și eu nu așa am zis? Se rămânea pentru masă și bucătărea asta... Gustoasă. Nu. Că trebuia să frumoasă. Arrivederci, signora. Da, deschide ochii. Croissant! Croissant! I-am dat notă la pizza aia? Da, 5. Da.
Am uitat. Iar mi-a adus cafea. Dacă asta cer oamenii să mor. Deci eu, dacă ar fi ultima mea masă, și eu aș cere cafea. Da, cafea de asta, fără zahăr, fără pic de iubire. E un croissant normal și o cafea cu lapte. Asta a fost o tanti franțuzoaică. Chiar a fost o tanti franțuzoaică. Nota 3. 3? Pentru că nu-mi place cafeaua. Croissantul îmi place cum si cum sa. M-a dezamăgit că e prea puțin pentru ultima masă. Adică s-a suturat femeia aia. Da, o să-mi imaginez că e un croissant de la Paris. Ok. O să-ți dau așa o... O să te las să ghicești care-i numele ei, așa, random. Zi-mi un nume de franțuzoaică. Nu știu. Monier. Ok, numele ei era... Javier. Nu. Numele ei era Veronique Franz. Soacră mea o cheamă Veronique. Da, e de România, Veronica. Așa, Veronica noastră era o menajeră care s-a îndrăgostit de angajatul ei. Numele lui era George. Da. E angajatorul? Angajatorul, da, iartă-mă. Veronique Franz era o menajeră care s-a îndrăgostit de angajatorul ei. Numele lui era George, da. După ce soția lui George s-a îmbolnăvit, el i-ar fi spus că dacă soția lui urma să moară, poate o va lua de nevastă pe Veronique. Poate. Veronique voia să fie amanta lui, voia să fie iubita lui, voia toată averea. Așa că s-a gândit să grăbească procesul și a încercat să o otrăvească cu arsenic și din greșeală a otrăvit mai mulți membri ai familiei. Oh my god. Știam despre asta, tot de la tine. Era altcineva. Era altcineva. Sunt foarte mulți oameni care au otrăvit familii. Păi nu era tot una de asta care s-a băgat într-o relație de asta cu angajatorul ei și din greșeală omorând mai mulți. Deci ea practic a otrăvit mai mulți membri ai familiei și toată familia din acea casă s-a îmbolnăvit. Așa că George a început să o suspecteze pe Veronique, dar tot a ținut-o ca menajeră pentru că toată familia era bolnavă și aveau nevoie de îngrijiri. Dar nu după mult timp, soția lui a murit și George s-a căsătorit cu altă femeie. Oh my god, ce Așa că Veronica a pregătit această masă copioasă pentru celebrarea căsătoriei lor și a otrăvit familia din nou și de data asta 3 membri ai familiei au murit. Cât și-a așteptat pedeapsa, s-a scufundat în religie și a fost executată cu ghilotina pe 3 august 1854. Te-ai observat că toate cazurile pe care ți le-am zis acum, toți la sfârșit s-au scufundat în religie, toți preoți, toți. La fel ca Jeffrey Dahmer. De ce? Nu știu. Deci și pe ăsta am dat o grămadă bănească, e bun. Deci vreau să te complimentez pentru cana aleasă pentru această cafea. Trebuie să guși și tu. Eu mănânc de foame, nu că vreau, eu știam deja ce aduc aici. Da, dar trebuie să guși și tu. Dar ai pus ceva în cafeaua asta, nu? Lapte, apă. Lapte. Disgusting. Așteptăm, ce să facem? Sunt curioasă ce mi-ai adus aici. Gata, deschide ochii. Un pahar cu apă cu gheață. Nota 1. Un bărbat care era la dietă. Olo. Era o femeie, zi? Nu. Era un bărbat care era la dietă. Criminalul care a cerut acest pahar cu apă și gheață este David Mason. El a crescut într-o familie extrem de religioasă și nu a avut o copilărie destul de plăcută. A fost abuzat de proprii părinți și de angajații și ceilalți copii de la căminul unde a stat în timpul școlii. Și când a crescut mai mare, avea diferite joburi în care avea grijă de bătrâni, care din păcate se sfârșeau prin jefuirea lor și după îi omora și se mai și prostitua. Înainte să plece de la bătrân de acasă, îi lega de pat și îi dezbrăca în pielea goală. Și îi lăsa așa. Înainte să fugă de acasă, le-a lăsat părinților o casetă intitulată Epitaful lui David Mason, în care a confesat tot ceea ce a făcut, toate cele 6 crime în parte. Printre victime se afla și fostul lui iubit Robert, care a susținut că i-a dat herpes intenționat. Măi, robică, mamă! Olu! A primit pedeapsa cu moartea și a avut opțiunea de a face apel, dar a refuzat-o, deși avocatul lui a susținut că nu este stabil mental. A fost adus în camera de gazare, unde i s-a spus că are opțiunea de a opri executarea și că dacă vrea să facă asta, să se uite la avocatul lui prin geam și să clipească de 2 ori. Așa că David a refuzat să se uite la geam pe tot parcursul executării și a murit pe 24 august 1993. Deci el putea să oprească propria lui executare și nu. A vrut să moară. Dar de ce? Pentru că era instabil mental și avea un caz foarte bun, dar nu a vrut să facă apel.
Pentru că e alegerea lui să facă apel. Și nu a vrut să scape de pușcărie? Nu de pușcărie, de moarte. Na, nu știu ce să zic. E om, avea cu capul. Avea cu capul. Sunt bolnavă. Foarte trist. Și ce mai trist e că a ales apa asta cu gheață, măcar de că era, dacă era minerală. Apa asta a fost... minerală a fost așa să te spele pe gât după ce ți-am dat toată mâncarea. Asta e apă plată, dragă. Apa asta am zis, n-am zis apa minerală. Eu am auzit apa minerală. Atâta a fost... Oameni buni, nu uitați să lăsați un like, comentariu, subscribe, share, whatever, ca să reușim să creștem acest canal, ca să postăm cât mai des. Cu siguranță o să urmeze partea a treia, pentru că noi am uitat să ne punem costumele de prizonier și judecător pe noi, ceea ce mă întristează teribil. Mulțumim că ați stat cu noi, eu sunt Ceci. Eu sunt Mia. Și ne vedem data viitoare. Trebuie să ne gândim la un outro pentru YouTube, da. Încă nu avem un outro. Data viitoare l-ai furat pe-a meu bărat la Miss Criminale. Dați-ne sugestii. Ai zis data viitoare? Data trecută. Al cui îl furăm acum? Hai să furăm un auto.